Cu toate că grădinițele din orașul Florești păstrează curățenia și țin cont de igiena personală a copiilor, bolile virale sunt o primejde pentru micuți. La grădinița numărul 9 din orașul Florești, în perioada rece a anului, directorul instituției depune tot efortul pentru a feri copiii de gripa AH1N1 și de alte infecții respiratorii. Noi, conducătorii instituțiilor, asigurăm igienizare zilnică de 3 ori a încăperilor unde se află copiii, la începutul zilei, după masă, după servirea mesei și la finisarea zilei de lucru. Folosind detergenți, folosind soluție de var, folosind săpun lichid. Sunt create toate condițiile de respectare a igienei zilnice a lucrătorilor și a copiilor din grădinițe. Primăria ne-a asigurat cu toate necesare pentru igienizarea zilnică a copiilor. Angajații grădiniței sunt asigurați cu măști de tifon în caz de îmbolnăvire. Dar dacă s-a îmbolnăvit, clar că se adresează la medic și nu este permis să vină în grădiniță la lucru. Educătorii din grădinițe consideră că pentru a preveni îmbolnăvirea copiilor este foarte important să se respecte regulile igienei personale și, în primul rând, spălarea mâinilor înainte de fiecare masă. Copiii, de asemenea, înțeleg de ce este aceasta foarte necesar. Fiindcă ca să fie curate, ca să nu mă îmbolnăvesc, că nu să avea microbi. Educătorii grădiniței știu bine regulile de securitate a copiilor în caz de focar, de gripă sau răceală și întreprind toate acțiunile necesare pentru ca micuții să nu se îmbolnăvească. În primul rând, controlăm fiebre dacă n-are, apoi ne adresăm la medicul grădiniței. Dar dacă dimineață și este părintele, întâi ne adresăm la părinți. Întrebăm dacă au avut ceva acasă, cum s-au simțit, cum a fost starea copilului acasă și, pe urmă, dacă vedem că starea a fost nesatisfăcătoare, atunci noi îl întornăm înapoi acasă. Dar dacă părintele de acum a plecat, ne adresăm la sora medicală și dacă este caz, sora medicală internează, avem loc special unde, în izolator, unde copiii stau acolo până ce vine părintele. În grădinița numărul 9 din orașul Florești, de la începutul anului, nu au fost înregistrate cazuri grave de gripă sau răceală. Medicii recomandă să ne adresăm specialiștilor imediat ce observăm cele mai mici simptome de gripă sau răceală.